bag o cafea. Da? Am ajuns. Bine ați venit! De mai bine de 20 de ani, Mircea Divrician este românul din Iuto care face bine propriei inimi îngrijindu-se de binele celorlalți. Dragi prieteni, bună dimineața! Interlocutorul meu din această sâmbătă a trecut oceanul ca să fie împreună cu noi la mic dejun. Pentru că este român, am putea spune că, de fapt, s-a întors acasă. Cu toate că, în acest moment, e mult mai cunoscut în America decât la București. Domnule Mircea Divrician, bine ați venit la mic dejun! Bună dimineața! Vă mulțumesc tare mult că m-ați găzduit, că mă găzduiți aici. Eu mă simt acasă. Mă mulțumesc frumos că m-ați invitat. Am multe să povestim, dar întâi să ne luăm o cafea sau un ceai. Bine v-am găsit. Bine v-am găsit, da. Cafea. Ceai, vă rog frumos, pentru mine. Un ceai de mentă. Și mie, ca de obicei, cappuccino. Mulțumim. Mulțumim. Am să încep cu ipostaza dumneavoastră diplomatică, pentru că n-am spus așa la început și adaug acum că din aprilie 2016, dacă eu am socotit exact, sunteți consul onorific al României în Utah și asta nu e deloc puțin lucru sau, ca să spun altfel, nu e deloc atât de formal pe cât pare. Nu e doar o titulatură diplomatică, cum spuneam, pentru că vorbind aproape o săptămână cu comunități românești din toată America, aveți o credibilitate extraordinară și m-am bucurat și am să spun în dată de unde sau care sunt mai exact resursele acestei credibilități și admirații absolute din partea comunităților, care sunt destul de învrăjbite, din păcate. Da. Este o onoare pentru mine ca să fiu în poziția de a clădi niște parteneriate și poduri sustenabile între țara de unde m-am născut și țara care m-a adoptat. Este o onoare pentru mine și mă bucur foarte mult că pot să am această capacitate și abilitate și poziție de a cunoaște oameni, să-i sprijinim, să își dorească mai mult de la viață și să realizeze mai multe în viață. Am să încep cu vorbele dumneavoastră, când ziceați așa de curând. În urmă cu 20 de ani, când a pus talpa în campusul Costopulos, a rămas neschimbată inspirația pe care o primesc din partea oamenilor pe care îi ajut în fiecare zi. Da. Și cu asta am spus, de fapt, într-o frază mai lungă, o poveste lungă de 20 de ani, care e aceea unui tânăr ardelean din Gherla, care a plecat spre America și a ajuns acum un CEO premiat, să spun și asta, da? Da. În acest an 2018 v-am găsit în Utah Business Magazine drept CEO-ul anului. De fapt, e o autentificare a unor merite despre care vorbim imediat. Și o să spunem ce e cu campusul, da, ce e cu Costopulos și cu, de fapt, cu visul, da, Costopulos, ca să traduc exact din engleză. Vorbiți atât de frumos, mă face să fiu foarte emoționat. Într-adevăr, acum 20 de ani, în 1998, a fost prima dată când eram la facultate la Babeș-Bolyai, la finanțe, bănci la Cluj, și m-am hotărât, auzisem că există un study abroad, un program din ăsta de exchange și m-am hotărât să aplic. N-am știut eu ce se întâmplă atunci, dar eram așa, eu tot timpul am fost curios să descoper lumi noi, să încercăm să vedem ce se întâmplă în afară. Pentru că, așa cum știm, România a fost oarecum constrânsă și am cunoscut numai ce am cunoscut aici. Deci eram în facultate, terminasem sau în primul an de facultate și am aplicat la program, am fost în interviu, am fost acceptat și uite că a fost. Deci era un program universitar. V-ați gândit la un liber schimb, cum se fac și acum în programul Erasmus și în alte programe academice. Da. Vă gândeați că vă veți întoarce la Babeș-Bolyai, nu ca să, să vă luați licența? Da, m-am dus numai pentru curiozitate. Să vedem cum trăiesc alți oameni în altă parte. Frumoasă poveste. Și
Părinții ce credeau? Aveați, să zicem, 19 ani, probabil neîmpliniți. Da, da. Veneați și plecați seara din Cluj înapoi acasă. Puteam la Cluj în timpul săptămânii și în weekend mă duceam acasă. Și ce ați spus acasă? De weekend și deci tânărul de 19 ani a spus mamei, uite, plec spre America puțin. Da, nu vă faceți probleme, că tot e ok, mă întorc. Toată lumea a fost puțin emoționată și emoțională, dar trebuie să ne amintim că în 1998, când am plecat, internetul era la început. Nu numai asta, calculatoarele... vreau să vă întreb ceea ce mulți v-ar fi întrebat. Până în acel an 1998, o bornă în biografia dumneavoastră, văzuserăți Occidentul în vreo călătorie, două, trei? Cred că am fost o dată sau de două ori în Ungaria. Dar așa trebuie să vă gândiți că în 1998 eu mă duceam pentru 4 luni în Statele Unite, așa, fără oportunitatea reală de a comunica acasă. Acum e atât de ușor să comunicăm în toată lumea și e ieftin, dar în perioada respectivă erau $10 un minut de telefon. Așa e, e bine să stabilim contextul ăsta. De ce? Pentru că aș vrea să se înțeleagă exact ceea ce îmi transmiteți acum. Că în urmă cu 20 de ani, decizia ați luat-o practic singur, da, riscând. Da. Acum e simplu pe rețele, e nu? Ușor, îi scriu ușor. Mamei, tatei, iubitei, da, prietenului, nu? Un tânăr așa face. Da. Se consiliază cu, da, alții, compară, mai intri, aude... Intri online, verifici așa unde mă duc, o să aibă grijă de mine, care sunt review-urile, care e percepția oamenilor. Un singur lucru știam, că poate vara respectivă nu o să am contact, nu o să pot să vorbesc acasă, nici măcar o dată. Deci știam că o să fiu singur de 4 luni de zile, că dacă trimiți, da, o scrisoare poate pe alte cuvinte, ca să transcriu, erați pe cont propriu. Da. Debutul ăsta e incitant pentru toată lumea. Mai departe. Da. Și v-ați înscris voluntar, atât știu din poveste, așa vreau e, să o aflu mai departe. M-am înscris voluntar, am fost acceptat și am primit acceptul în Utah, da, în statul. Era unde departe de acum universitatea la care erați înscris în program, cred, așa îmi dau seama acum. Da, era departe, toate erau așa vagi, mari, așa, dar eram în același timp foarte excited, pentru că mă duc să descoper ceva nou, mă duc să cresc ca și persoană și să, probabil să vin înapoi o persoană mai bună. Întotdeauna am avut această dorință de a crește în continuare, de a învăța lucruri noi, de a mă dezvolta și chestia asta m-a ținut toată viața mea pozitiv și puternic din acest punct de vedere. Deci încrederea a fost... Un imbold, da. Știați engleză, clar. Da, știam engleză, da. Am avut profesor bun la liceul Ana Ipătescu, profesoara de engleză, și am învățat și știam engleză. Poate mai mult înțelegem decât știm să vorbim și avem accent și așa mai departe, dar nu, astea nu m-au oprit. În voluntariatul ăsta, ca un tânăr integrat într-un program academic, de fapt, munceați primind... Primeați ceva bani în schimb? Puțin de tot. Am toată vara, 4 luni de zile, cred că am primit un stipend, cum se zice în America, da, o scholarship sau nu știu cum ar veni aici, o bursă. O bursă, exact. Așa, de $400. Am întrebat pentru că inclusiv studenții mei de acum trec prin aceste încercări, da, da, și când auzim sumele, de fapt, sunt modice, da, și un om se gândește cum s-a descurcat, a mâncat doar fast food. A fost o experiență unică și foarte puternică pentru mine, că am avut posibilitatea să fiu acceptat și să lucrez în acest campus educațional, chiar lângă un Immigration Canyon, este numele, da, canionului. Da. E un peisaj extraordinar acolo în Utah, frumos, foarte aproape foarte de canion, frumos, da, și nu atât peisajul m-a fascinat, cât ceea ce se întâmplă într-un loc, dragi prieteni, în care vin acum, să mă întorc la 2018, copii și tineri cu mari probleme, da, și dizabilități, unii au transplant de ficat, de inimă, alții au insuficiențe grave, de tot felul, aproape că nu știu să le numesc, sunt atât de multe, o să mi le, da, spuneți, că ne vom întoarce punctual la niște povești, abia aștept. Ei bine, acest ONG, de fapt, e o fundație. Visul, da, Costopoulos e acum o fundație care primește o subvenție nu foarte mare din partea Guvernului Federal. Da. Când erați voluntar, exista acest stipendiu?
era când am fost eu student pentru prima dată, a fost mult mai mic ca și scop față de ceea ce este acum. Aveam poate angajați, nu știu, vreo 20 cu totul sau așa, și aveam poate vreo, cred că au fost 200 sau 300 de studenți cu totul. De voluntari, care au venit, cum zicem în România, da. ca să insist. Deci 20 de angajați în 1998 și vreo 300 de voluntari, 3500 de voluntari în 2018, spun corect. Da. Iar ceea ce am văzut acolo, copii cărora nu li se dădea nicio șansă și pe care acum îi faceți să interacționeze, să vorbească, să se bucure umblând cu un ponei într-un manej, stând în comunitate și mai departe, spuneți dumneavoastră, lucrurile nu sunt așa de simple cum eu le... E vorba de stigma care există în gândurile oamenilor. De stigmatul, oamenilor. Da, sau de prejudecata sau mai degrabă. Sau de prejudecata, da? Care există în capul oamenilor, în mentalitatea noastră. Pentru că dacă vedem pe cineva care e diferit și are anumite... disabilități. Nu îi considerăm la fel ca și noi. Poate că nu sunt egalii noștri, poate că nu pot să facă. Sunt niște prejudecăți care le avem înainte să și să vorbim sau să comunicăm cu ei. Sunt omenești, de fapt e o prudență și o expectativă a instinctului de conservare cumva și nu în ultimul rând, pentru că veniți din America de plină. Apropo de asta, sunteți cetățean american, știu, dar v-ați păstrat și cetățenia română? Da, sunt cetățean și român și american, cum să nu, sunt mândru că pot să fac acest lucru și sunt mândru că, până la urmă, deci sângele apă nu se face. Deci suntem un român american mândru pentru că are o istorie în spate atât de puternică și atât de frumoasă. Românii și nu numai ei, și americanii din Utah îmi spun, îmi vorbesc de fapt de frații Divrician, da. Îmi vorbesc de Michael și de Mircea. Da. Cum pronunță americanii nativi numele dumneavoastră? E destul de complicat pentru ei. Deci asta e posibilitatea mea de fiecare dată când cunosc pe cineva să le zic de unde sunt. Da. Că numele meu nu se poate traduce. Fratele meu a fost Mihai, acum e Michael. E foarte simplu. Când zici Michael, e Michael. Dar când zici Mircea, e Mircea. Nu se poate traduce. Dar îmi dă posibilitatea să le zic că eu, de fapt, m-am născut în România și că sunt român. Am trăit, practic, jumătate din viața mea în România și jumătate din viața mea în America. Și fiecare interacțiune îmi dă posibilitatea să vorbesc despre România. Just like 100 years ago, we had amazing Romanians living in the United States. We have amazing Romanians living in this community now. He's very grateful for all the Romanians that live in this country and all of the Romanians that help represent the Romanian community here in Utah. And he's very grateful and he's very excited to have all the Americans here with us today so he can share some of his passion, some of the Romanian values and Romanian traditions with you today. Vreau să mulțumesc în numele celor pe care îi reprezint, a românilor de departe, tuturor celor ce s-au implicat pentru realizarea acestui extraordinar de important eveniment, poate cel mai important eveniment dedicat centenarului Marii Uniri, care s-a realizat până acum în Statele Unite ale Americii. M-am gândit tot timpul cum stați acolo în Salt Lake City, într-o comunitate de mormon, cea mai importantă, da. De fapt, nu? E biserica cea mai... sau templul, ca să spun... Da, este centrul religios. Centrul religios al mormonilor. Da, așa cum este Vaticanul pentru Biserica Catolică, este Salt Lake City pentru... Acum încearcă să-și schimbe numele, rebrandul, să fie numiți nu doar Biserica Mormonă, ci să fie numiți Biserica Sfinților de pe zile din urmă. Da, vreau să vă întreb și asta. N-au venit mormonii să vă, cumva, să vă curteze? S-ar fi putut să vă convertiți și n-ați făcut-o. Păi, rădăcinile mele sunt foarte puternice. Vin de la bunicii mei, de la părinții mei, din istoria noastră. Eu sunt ceea ce sunt și mă simt bine în pielea mea și nu m-am convertit, chiar dacă se întâmplă în fiecare zi și oameni din Biserica Mormonă, care au poziții foarte mari de conducere în sistemul guvernamental de la noi, ne-au numit și pe mine și pe fratele meu. Păi dacă mi-aduc aminte... Cele mai bune importuri din Utah. Da, mi-au spus asta. Poți fi
un manager de top, cum sunteți dumneavoastră și fratele dumneavoastră, fără să-ți vin sufletul, cum zic alți români de pe margine care fac sau nu performanță. Până la urmă trebuie să fii mulțumit cu cine ești și ceea ce ești în sufletul tău ca să poți să dai tot ce este mai bun în tine. Ceea ce m-a impresionat acolo e sala aceea cu 5.000 de locuri și o acustică fenomenală, Da. Sala lor de conferință, foarte frumoasă, care se construia când am fost eu în America, pentru prima dată. Da. Și care acum e un brand al locului. E un brand, este un brand. Un brand este și Costopoulos. Vreau să iau acest dar de pe masă. N-am să-l pun chiar pe cap, că nu garantez pentru coafiura mea, dar vreau să spun că voluntarii dumneavoastră și staff-ul nostru, da. Poartă această șapcă vinerea, lunea sunt albaștri. Marțea cred că e gri, miercurea e galben și joia e vișiniu. Un smeuriu, da. Culorile, de fapt, sunt acum doar o cromatică jovială pentru probleme acute. De fapt, ceea ce faceți acum, dacă mă uit în profunzimea lucrurilor, este un misionariat social pe care nu oricine îl poate face. Românii și americanii îmi spun că Mircea Divrician este consulul onorific care rezolvă orice, știați? Da, așa mi s-a spus, asta, da. Cum e cu ziua de lucru? Oamenii care lucrează la noi, într-adevăr, trebuie să aibă o inimă deschisă și un suflet deschis, pentru că altfel munca pe care o facem de zi cu zi, de dimineața până seara, te blochează și dacă nu reușești să-ți deschizi sufletul și inima, să fii deschis pentru cei care sunt diferiți față de tine, e foarte greu. Și chestiile astea s-au întâmplat datorită faptului că copiii cu dizabilități au fost ținuți separat față de cei care cresc fără dizabilități. Și atunci când ajungi la o anumită vârstă de 20 de ani, de 30 de ani și interacționezi cu ei, dintr-o dată nu știi cum să te comporți și ești așa mai ciudat în jurul lor. Dar dacă ar fi crescut împreună, ar fi avut șansa să înțeleagă că, de fapt, sunt la fel, doar că au anumite challenge-uri diferite, cum le zicem noi. Și, într-adevăr, toți staff-ul, toți angajații pe care avem peste 100 acum anual, avem un campus din ăsta foarte divers, în care credem că cu cât oamenii sunt mai diferiți și din diferite zone ale lumii, au posibilitatea să învețe unul de la celălalt într-o lume globală în care trăim astăzi. Și anul acesta am avut angajați din 23 de țări. Extraordinar. Și mergem așa o dată pe an. Eu și fratele meu am fost la job fair-uri, la târgurile de muncă, la universități. Ca să recrutați oameni care ar putea să dezvolte această vocație a binelui celuilalt. Și ce le promit eu când îi angajez? Le promit două lucruri, practic. Le promit că o să lucreze mai greu decât au lucrat ei vreodată, dar în același timp îți și ofer o șansă pe care n-ai avut-o vreodată, să-ți schimbi viziunea asupra lumii și să schimbi viața ta. Și chiar dacă sunt poate sceptici în interviu și nu cred toate chestiile astea și sunt totuși încântați să vină la mine în America, în Salt Lake City, în Utah, unde toată lumea știe despre Red Rock, despre rocile astea roșii pe care le avem și parcurile naționale și zic că e Utah, aproape de Las Vegas, sunt încântați probabil de chestia asta, poate aud numai jumătate din ce vorbesc eu, dar îi întreb de atâtea ori într-un interviu încât începe să le intre chiar în creier și în suflet să gândească, pot să fac jobul ăsta sau nu pot? Sunt și unii care renunță. Și sunt unii care renunță chiar în timpul interviului, zic nu, nu m-am gândit, dar nu e pentru mine. Alții renunță probabil după lună, o lună, două, trei. Și așa se întâmplă, da. Și alții rămân ca dumneavoastră 20 de ani și aveți încă în față următoarele decenii. Și vreau să vă spun că odată ce vin la noi, avem un training de 2 săptămâni prin care avem tot felul de certificări și așa mai departe, în care pregătim ca să poată să facă o treabă extraordinară în timpul sezonului. Pe măsură ce sezonul se întâmplă, încet, încet încep să li se schimbe perspectiva și viziunea și viața și, într-adevăr, dacă muncesc foarte mult, au șansa să vadă viața
într-un alt mod, în care își realizează că totuși în această lume selfish, adică egoistă în care trăim acum, dacă ești mai puțin egoist și te deschizi și să te dăruiești la alții, ți se umple sufletul în modul în care n-ai simțit niciodată. Ați plecat de la Cluj, Cu fibra unui om religios sau ați cred devenit? Cred în divinitate și cred în Dumnezeu și cred că cu cât servim oamenii mai mult, ne apropie de ceea ce a făcut Mântuitorul Iisus Hristos, ne ajută să înțelegem sacrificiile care se fac, care ne face până la urmă să ne simțim noi mai împliniți ca și indivizi și ca și oameni. Și acum zic dumneavoastră, nu sunt banii cei care te umple sau aduc fericirea întotdeauna. În capitalism, toată lumea aleargă după bani și chestia asta te lasă oarecum deschis în interior. Și dumneavoastră alergați după bani pentru alții și aveți în plus pe spate și apăsarea faptului că fiecare dolar muncit pe care îl luați de la un donator trebuie să rămână vizibil ca fiecare dintre utilizatorii sumelor adunate din donații să aibă încredere, să aibă că banii încredere. Se duc unde trebuie. Da. Da. Deci ca și NGO, ca și ONG, trebuie să îl conduci ca și o afacere. Că dacă nu o conduci asta ca și o afacere... Da, de și aici... două săptămâni sunt atentă la aceste resorturi pe care le mișcați fin în Utah, pe o hartă mare deja, e o afacere mare, pot să spun asta, e un antreprenoriat... Antreprenoriat social. Social. Da. Da. Dar el răspunde undeva într-o platformă, pentru că n-am spus nimic de repet eu, ci spun acum, faptul că sunteți aici, în lumina asta frumoasă de toamnă, numai pentru o zi la București, pentru că vă duceți cu parteneri din această platformă Repatriot și aveți un vis mare al relocării românilor din diasporă. Este fabulos ce am citit și am văzut. Practic, pentru acest summit ați venit la Alba Iulia. Da. 100 de ani, centenariu, o sărbătoare foarte mare a noastră, a românilor. Și sunt foarte mândru că pot să fiu invitat la astfel de evenimente. Dar știți în care că americanii mi-au spus săptămâna trecută, cei din preajma dumneavoastră, deci nu diasporezii noștri, americani sadea, care mi-au zis ce festival al centenarului au făcut de fapt frații Divrician în iulie și am mâncat niște bunătăți românești, mi-au zis. Am avut chifteluțe, am avut sarmale, am avut salată de băf, am avut mâncare românească. Dar ați avut plăcințele, chestii ardelenești consistente, delicioase, nu? Am avut ce am putut să facem în Statele Unite ca să aducă totuși gustul ăsta frumos de mâncare românească și cred că am făcut o treabă bună. Lumea, într-adevăr, a fost foarte încântată, dar cea mai importantă din poziția mea de consul onorific e să conectăm americanii cu românii, nu doar românii între ei din diasporă, că este un lucru frumos. Păi, de fapt, știți de când prepar visul ăsta, pentru că tot vorbim de visul Costopulos, dar visul meu, recent și mult mai mic, de a vă aduce încoace, a fost când a văzut un comunicat Ager Press, anul trecut, cred, în 2017, când v-ați întâlnit cu secretarul de stat, Giampa, George Giampa, punând la cale, de fapt, o misiune economică între Utah și România. Cred că v-a ieșit ecuația. Și acum suntem foarte, foarte aproape și acum deja anul viitor o să reușim să facem, să o punem la punct. Va fi probabil prima misiune economică la nivel de stat. Da, am verificat asta, va fi prima emisiune economică și dacă o faceți precum ați făcut această fundație deja cu renume internațional, sigur va ieși. Am tras cu ochiul la ușă și l-am văzut pe fratele dumneavoastră și mi-am dat seama că sunteți mezinul, de fapt, deci cum, mezinul a spart gheața, nu? Da, mezinul e consul. Eu, de fapt, sunt cel din mijloc. A, n-am știut. Avem și o soră mai mică, care România, e aici la București. Așa? Da. Ați apucat să o vedeți? Da, am apucat să ne întâlnim. Cu ce se ocupă la București? Ea acum lucrează la Ministerul Culturii. Hai să luăm punctual o poveste. O puteți alege pe oricare, deși eu știu una extraordinară, spusă tot de americani, cu o pacientă, o studentă din Texas. Nu mai știu numele ei. Hope Precious. E aproape predestinat. De speranță prețioasă. Prețioasă, da. Da. Și cum a fost? Ea trebuia să vină... Deci, ea trebuia să vină la noi din statul Texas, din Austin. Și avem 3 săptămâni din astea pline cu
pacienți, cu studenți care vin la noi din toată America, din Canada, din UK, Germania sau Japonia, chiar am avut, pe 3 săptămâni diferite. Cam 45 de indivizi care vin la noi în fiecare săptămână și ea a fost una dintre ei. Asta era prima ei dată când venea la noi, n-a mai fost. Și vă dați seama, ei pe coasta de est și în mijlocul Americii, ei sunt cu o oră, cu două ore în fața noastră. Și atunci, în ziua când ei vin în Utah și eu și fratele meu ne trezim destul de repede să mergem la aeroport să Așadar, avem șefii, grijă. Șefii se trezesc da. Înaintea angajaților. Da. Noi trebuie să conducem ca și lider prin exemplu. Și ne-am trezit, m-a trezit cu un telefon la prim, nu știu, cred că era 4 dimineața la mine, pentru că noi în campusul nostru toți avem nume de scenă, cum ar veni. Și fiecare își alege un nume diferit și eu, până la urmă, vedeți, anul ăsta... Vedeți, am primit șapca și m-am gândit cum aș putea să mă numesc. Până terminat summit-ul o să mă gândesc dacă vin voluntar și cum să mă cheme. Și să vă zic cum mi-am scos eu numele. Așa? Deci că eu nu am avut niciodată nume, era întotdeauna Mircea. Și acum, anul ăsta... m-au numit pe mine For, adică 4, pentru că mă trezesc la ora 4. Extraordinar, da. Da. Și asta e numele meu, For, 4. Deci m-a trezit la ora asta să-mi zică că, din păcate, ea nu are ride la aeroport, familia sau părinții nu pot să ducă la aeroport, ea vrea să vină, dacă pot eu să o ajut cu ceva, că ea a auzit că din există... Din stafful dumneavoastră am înțeles că această tânără texană are... o disabilitate foarte gravă. Are neurofibromatoză și pentru cei care nu știu ce este neurofibromatoza, sunt tumori care pot să crească maligne, canceroase sau nu, la terminalele nervoase, diferite părți ale corpului, pe exterior, care cauzează disformități, sau în interior, care depinde de ce organe sunt cresc, afectate. Trebuie să fie scoase prin operații chirurgicale și unii dintre ei... Deci este într-adevăr o disabilitate foarte grea din punctul meu de vedere, pentru că dacă te naști cu autism sau Down syndrome, înțelegi sau cunoști aceleași simptome de la început până la sfârșit. Dar dacă te naști cu neurofibromatoză, poți să fii total ok până la o anumită vârstă și, pe urmă, să înceapă să crească aceste tumori și până la 10 ani sau 20 de ani să ai 10-20 de intervenții chirurgicale în diferite părți. Deci este foarte greu pentru acești copii și acești indivizi. Și ea chiar avea nevoie, deci a fost în spitale mult, supărată, tristă, obosită și avea nevoie de o energie nouă și... mi-a zis că a văzut de ea nu știu unde la știri că este ceva inundații și că nu o să ajungă și că chiar vrea să vină. Vorbind cu ea la telefon, mi-am dat seama că o să-și piardă avionul și atunci a trebuit să văd ce pot să fac. Practic ați chemat Delta. Da. Ca să înțeleagă lumea, ar fi un soi de smurd în România, Delta, nu știu dacă Delta am echivalat corect. E o linie aeriană, o agenție aeriană la noi în America, cu care zbura ea și am reușit să o programeze pe un alt bilet de avion la o oră mai târzie. În loc să vină la ora 7, cum era programată, am reușit să o mut, cred că la ora 2 după amiaza. Ceea ce a fost extraordinar, dar... Ok, am reușit asta, dar ea tot nu avea cine să o ducă la aeroport. Și cumva s-a gândit de ea să-l sune pe pastorul ei. Și atunci am luat legătura cu pastorul ei și vorbeam cu el, pentru că mi-am dat seama că ea are și niște probleme cognitive de înțelegere. Și atunci pastorul ei, care chiar o iubea și o admira, și-a pus în plan să lucreze cu mine, să mă ajute să o pune pe avion. Bineînțeles, i-am dobândit încrederea că el nu știa absolut nimic despre faptul că e așa, numai știa că ea îi tot spunea că vrea să se ducă aici, că o să o ajute și cea fericită e și așa mai departe, să-și facă prieteni. Și până la urmă, cu pastorul ei am reușit, a găsit-o, a adus-o la aeroport, eu am primit-o în Utah și a avut o săptămână de vis, dar la sfârșitul zilei, după multe telefoane și multe probleme, pastorul ei m-a sunat să-mi zică că nu te cunosc, dar știu că ai un suflet bun și știu că astăzi mi-am făcut un prieten. E o lecție de viață, e doar o poveste dintre multele. Da, v-aș mai spune dacă avem, repede cu o poveste. Asta pe mine și pe fratele meu chiar ne-a lovit foarte tare în sufletul nostru, că creștem cu acești copii. Îi vedem de la 7 ani, de la 8 ani ceva. Până ajung sunteți la 20, modest, că de fapt nu doar creșteți, mi-ați spus, sau mie și altora, că acești copii din campus, cărora le dați o nouă încredere, o nouă speranță,
Vă sunt cei mai valoroși profesori. Da. Asta da. M-a deci, pus pe gânduri. Un prieten al nostru, acum putem să-i zicem, este Julian. Asta este numele lui. El este din Canada. Are și el, din Montreal, are și el neurofibromatoză. Și el a venit în campus de la vârsta de... Acum are, cred că are 19 sau 20 de ani acum. El a venit prima dată la 8 ani. Când a venit prima dată la 8 ani, așa ca un copil din ăsta plin de viață, energetic, nu se vedea că are nicio problemă. Ne-am făcut prieteni, era el așa plin de viață, am mai făcut și el câte o boacănă aici acolo. Da. Și uite așa, ne-am împrietenit tare, tare bine cu el. Și a venit în fiecare an și făcea tot ce se poate face la noi, să se urce pe acest 60 feet, adică nu știu, 4 etaje, climbing wall-uri și ropes course, care le avem challenge course-uri ca să, ca să-și pentru exercițiile clădească pe... încrederea așa. În ei, da. Și self-esteem și așa mai departe, confidence, adică încrederea, în ei, pentru că până la urmă programul nostru educațional este pentru îi ajuta să devină independenți în viață și să creadă și în include ei. Așa, include probabil o supraveghere medicală, da, categoric, da, da. Mișcare organizată, da, nu? Da. Interacțiune socială. Da, cu minime, constant, cu, mă rog, cu activități graduale. Da. Pentru că am văzut în programul campusului că încep de la un nivel de bază și ajung până la urmă să-și controleze exact. Viața. Appropriate boundaries, problemele. Cum zicem noi. Adică lucrăm foarte mult la cum să reacționezi și cum să interacționezi în comunitate. Da. Pentru că altfel nu se pot integra și noi trebuie să-i ajutăm să practic, se integreze. Luați niște marginali, da. Și livrați după un timp scurt, da. Societății americane niște oameni, exact. Cu încredere în ei. Exact, oameni care, de fapt, care reintegrare... pot să trăiască pe sistem, devin independenți și plătesc și în sistem. E o chestie extraordinară, pentru că dacă numai stai și te uiți la televizor și primești o pensie în fiecare zi, probabil că deci nu ai prieteni, nu ai încredere în tine, nu te simți foarte bine. Și devenind independent, având un job și așa mai departe, pentru că avem și programe educaționale pentru aptitudini de muncă. E foarte complex ceea ce facem, dar să revin la Julian. Timpul a trecut și neurofibromatoza a început să-l atingă și pe el. Și a evoluat, din păcate. A început să-i crească tumori în picior. Și îl vedeam că vine cu proteze. Și până la urmă, când a ajuns la vârsta de 14 ani, a venit în sfârșit într-un wheelchair, adică într-un scaun cu rotile. Când a ieșit de pe avion, l-am văzut în scaun cu rotile. Și ne-a lovit așa puțin, da? Era tot fericit și plin de viață și energetic. Asta este chestia, că la ei întotdeauna paharul e mai mult plin decât gol. Da. În acea săptămână când a fost el cu el, a venit și mama lui vara aceea. Și mama lui a plecat să viziteze Utah, așa, Julian a fost cu noi și vineri când se ducea acasă, mama lui a venit la mine în birou și a început să plângă și nu știam de ce. Și mi-am mulțumit pentru tot ceea ce am făcut pentru el și cum l-am tratat și faptul că am devenit prieten, dar asta e ultima dată când Julian mai vine la voi, mi-a zis ea. I-am zis, dar de ce? Ce se întâmplă? A zis, păi acum el va trebui să aibă o operație și să-i amputeze piciorul. La vârsta de 14 ani, să vă gândiți. Și s-a... Un om care a avut picior și a umblat pe două picioare. I-am zis, păi nu e asta, nu e o problemă la noi, că dacă se rezolvă, poate să vină înapoi și noi îl așteptăm. Anul următor n-a putut să vină la noi, dar al doilea an a venit. Și a fost o experiență superbă, plină de fericire pentru noi, pentru că acel spirit pe care el l-a avut de încrezător, de luptător, nu cu spiritul a murit ăsta, cu operația. I-a contaminat și pe alții, că de fapt, dumneavoastră nu spuneți, din modestie sau din fluxul poveștii, încrederea pe care o puneți într-un tânăr ca Julian, de fapt, devine contagioasă sau se transmite, rezonează și în ceilalți. Asta este ceea ce te schimbă ca și persoană și pe stafful nostru. Asta este oportunitatea lor de a vedea, de a începe să vadă lumea cu alți ochi. Domnule consul, dar ați fi putut cu studiile de la Babeș-Bolyai și cu experiența americană, dacă v-ați fi întors, să zicem, în anul 2000, ați fi putut sta comod într-o bancă
din România, câștigând binișor, cu onorabilitate, într-un plafon de comoditate pe care oricine îl râvnește, de ce nu, și dintr-o dată v-ați erijat pas cu pas în această postură care e limpede că de 20 de ani e vocație. Da. Nu mai e un serviciu. Viața ne oferă așa coridor mare, cu, așa ca și în filmele astea, a fost un film Matrix cu uși și ai oportunitatea să intri pe ușă și pe alta și să-ți decizi tu viața până la urmă. Oportunitățile vin, tu trebuie să le alegi. Și asta a fost o oportunitate care mi-a schimbat și viața mie, pentru că, într-adevăr, am fost șef de promoție la liceu, am învățat foarte bine și în facultate. Când am terminat facultatea, totuși, în 2000, am aplicat, erau vreo 40 de oameni care erau două posturi la Banca Transilvania Centrală și vreo 40 de oameni au aplicat pentru aceste joburi și eu am primit acel job și am lucrat câteva luni la Banca Transilvania înainte să mă hotărăsc să plec înapoi în Statele Unite. Și chiar dacă, într-adevăr, îți dădea oportunitate să fii un bancher de excepție în România, să am o carieră în industria financiară acum foarte vă limpede, bună... Vă e limpede după două decenii de distanță și de exersare a acestei vocații despre care vorbeam, ce exact v-a chemat înapoi? Pentru că dacă o iau în discuție brută, ca să nu zic de-a dreptul brutală, n-ați plecat din considerente economice, n-ați plecat de apăsarea lui Ceaușescu pentru că în 89 erați un adolescent. Da. Practic, altul a fost imboldul, impulsul. Lucrând în acel environment, în care lumea, automat, toți care lucrează acolo, am povestit despre asta puțin, trebuie să fie oameni buni, trebuie să fie oameni care au inima deschisă și sufletul deschis și se ajută să sprijine unul pe celălalt, nu se pun în jos sau să vorbească urât unul adică cu celălalt. Adică nu sunt rivali, nu-și dau îngleznă, cum zic, foarte... Crea un environment din ăsta, un ecosistem foarte, foarte pozitiv în care te ajută să simți sufletul uman într-o altă capacitate. Și chestia asta m-a chemat înapoi și pentru asta mă trezesc în fiecare dimineață cu entuziasm și mă duc la servici cu sâmbetul pe buze, nu pentru acel salar, cum ziceți dumneavoastră. Și după 20 de ani văd același lucru în stafful nostru din ziua de astăzi, pe angajații. Deci aceleași sentimente care eu le-am avut la 20 de ani, la 19 ani, că vroiam să mă duc înapoi pentru că I didn't get enough, cum se zice. Deci nu m-am umplut destul, vreau mai mult. Același lucru se întâmplă în ziua de astăzi. Chiar dimineața asta am primit un mesaj text de la un staff de-a nostru din UK. Ea e din Anglia, a lucrat la noi vara aceasta, dar avem mai mulți din Anglia, din Australia și acum după o vară cu noi, au fall in love, cum se zice, s-au îndrăgostit de ceea ce facem noi și acum vor să vină înapoi, ne tot întreabă când veniți înapoi în Anglia ca să mai faceți interviuri, vreau să vă ajut eu să recrutați, vrem să venim înapoi, de-abia aștept să-mi termin facultatea, să văd că ceea ce m-a atins pe mine și să fiu parte din acest ecosistem, să-i ajut pe ei să-și schimbe ei valorile, că pe urmă se duc acasă și schimbă și viața altora în jurul lor, în țările unde se duc înapoi. Ca să mă întorc la această platformă, de fapt e un proiect al unei platforme, ce e Romanian Business Leaders, da, nu? Da. A doua ediție, acum a treia ediție, nu? Da. Și credeți că prin antreprenoriat veți aduce încoace români valoroși care au deja o a doua casă, o a doua cetățenie și aveți încredințarea că vor veni. Ceea ce se poate înapoi întâmpla, să facă acasă ceea ce au făcut în America. Dacă o să vină să se mute permanent în România sau dacă o să vină ca să aibă două oportunități, să aibă un picior aici și un picior acolo, asta părerea acum mea e o că este mai largă și este mai fezabil. Da, așa e și eu gândesc. Se poate întâmpla, pentru că România deci are nevoie acum totuși, chiar dacă a crescut extraordinar în ultimii 30 de ani, încă mai avem nevoie de această deschidere spirituală, mentală, ca să înțelegem globalizarea, să înțelegem că sunt oameni buni peste tot în lume, nu numai românii sau americanii, sunt oameni de excepție peste tot. Dar acești români care au plecat și au făcut lucruri extraordinare au dobândit așa un know-how, cum îi zicem, care ar fi de valoare excepțională aplicat pentru, aici. Pentru a putea să creștem România de unde e acum,
unde poate să fie. Și asta este ceea ce ne dorim noi acum și îmi propun eu să fac și lucrăm cu el la acest proiect. Această misiune economică care vrem să o facem la nivel de stat și de guvernator al statului Utah, vrem să facem și un schimb de experiență administrativă, pentru că ne dăm seama că America acum este un amalgam de 50 de state, 50 de țări și ele sunt competitive între ele, că fiecare încearcă să-și atragă business-uri, investiții. Deci e un fel de Uniunea Europeană în America cu 50 de state care toate sunt în competiție unul cu celălalt. Știți că în anturajul dumneavoastră am insinuat diverse lucruri, inclusiv întrebarea asta, care nu e neapărat politică, când am zis frații Divrician, de fapt, cu cine dansează? Le plăcea Obama sau le place Trump? Ei au fost foarte prudenți, nu mi-au spus, nu, deci nu știu. Acest secret nu mi-a fost dezvăluit. Dar nici nu contează atât de mult, nici nu vă pun întrebarea asta tranșant. Ce credeți că îi lipsește totuși României ca să se vadă mai bine și mai credibil din afara granițelor ei? Branding, brandul. Nu avem brand de țară. Credeți că asta, exercițiul de imagine, este ar vindeca? Este foarte important. Deci când vorbești cu americani, cum te cheamă, Mircea, de unde ești, din România? Unii știu, dar majoritatea nu știu unde este, nici nu știu unde să o pună pe hartă. Și asta este o problemă, brandul. Al doilea lucru care trebuie să facem este să generația din ziua de astăzi, copiii de mâine, viitorul nostru de mâine. Eu lucrez cu tineri din 23 de țări. Din Anglia, din Irlanda, din Scoția, din Țara Galilor, din Franța, din India, din Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, Australia, Noua Zeelandă, Japonia, avem copii din toate țările astea. Eu am posibilitatea să văd diferențele între diferite nații. Și ceea ce, nu numai românilor aici, această zona asta noastră de post-comunistă, să zic eu așa, fost comunistă, Polonia, Cehia, România, Ungaria, există, deci dacă pui pe un tânăr din zona asta cu un tânăr din UK sau din Australia, e o diferență mare în modul în care ei se exprimă, al personalității și al încrederii pe care o au ei. Deci diferența nu e una de bagaj cultural, nici de abilități digitale, nici de școală. Majoritatea cei din UK poate nici nu au facultate, pe când ăștia din zona asta au una, două facultăți. Mm-hmm. Deci e pur și simplu încrederea în ei. Și vine din modul în care părinții probabil își cresc copiii. Deci trebuie să învățăm să-i creștem așa, liberi. Adică cei din UK sunt atât de liber, au un spirit atât de liber și expansionist și e o chestiune extraordinară. Ce trebuie să se întâmple, părerea mea? Deci programe din astea pe care eu le-am făcut acum 20 de ani, ar trebui toți copiii noștri, toți românii noștri să se ducă nu numai în America, peste tot în lume, pe programe studențești, de study abroad, de parteneriate, ca să învețe să vadă cum se manifestă tinerii din altă țară, când încă creierul lor este liber, expansibil, absorbe foarte ușor și se asimilează la alte culturi și la mod de viață. Ca să învățăm să vedem de ce sunt alții mai liberi în gândire, de ce sunt alții mai încrezători în ei. Și eu vă zic că după o vară la noi și tinerii din UK sau din Ungaria încep să se ridice oarecum la înălțime. Compatibil cu omologii lor. Sunt foarte important să ieși afară din zona ta de confort. Cât poți de repede, știu eu, și în liceu și universitate, să te deschizi lumii, pentru că trăim într-o lume globală. Lumea în următorii 30 de ani, datorită inteligenței artificiale și tehnologii pe care o avem astăzi, se va schimba în mod în care nici nu putem să ni le imaginăm. Da, e că ne așteaptă schimbări drastice pe care nu le previzionăm. Și tocmai școlile riscă să devină obsolet, adică să nu mai aibă relevanță, pentru că se focalizează foarte mult pe aptitudinile tehnice. Uh-huh. Și nu aptitudinile tehnice sunt cele care sunt cele mai importante în ziua de astăzi. Am ca văzut cineva să fie în platforma dumneavoastră la Repatriot, alături de managerii ceilalți cu care vă întâlniți zilele astea, că un punct dominant între primele cinci este această educație vocațională. Da.
E prima, cred. Da. Și acum ne-ați și convins că ea este o matrice, e clar. E... Da. Cel mai important lucru, într-adevăr, va fi dezvoltarea, cum se zice, EQ. Adică, ca să fii de succes în ziua de astăzi, îți trebuie EQ, emotional intelligence, inteligență emoțională. Da. Să știi cum să vorbești, cum să gestionezi emoțiile, să nu overreact, adică să nu exagerezi, să nu te enervezi, să stai calm, să poți să procesezi lucrurile, pentru că oamenii au probleme și tu, ca să fii un lider, trebuie să poți să-i ajuți în probleme. Dacă tu ești emoțional la problemele lor, nu reușești. Deci trebuie această gestionare a emoțiilor, această inteligență a gestionării emoțiilor să fie dezvoltată. Dacă în secolul XIX ne trebuia EQ, partea stângă a creierului, da, logica, în acum... secolul 20 ne-a trebuit totuși această inteligență emoțională. În secolul nostru, 21, trebuie amândouă. Trebuie să fii și creativ și să poți să gestionezi emoțiile și să ai o logică foarte puternică. Deci ca să fii de succes trebuie să ai inteligență emoțională. Ca să menții succesul trebuie să ai IQ, adică această inteligență umană. Și mai zic eu una, care merge foarte bine cu munca pe care o facem noi, în serviciul oamenilor și pentru a-i ajuta pe cei care nu au posibilitate să se ajute, ca să fii respectat, ca să fii respectat în ziua de astăzi, trebuie să ai LQ, adică iubire. Iubire. Love. Da. Să ai iubire față de oameni, să poți să fii deschis, să-i înțelegi că toată lumea are viața lor. Fiecare poate să scrie o carte despre viața lor. Toată lumea a avut... Așa e, toți spunem, viața mea e un roman. Da, toată lumea. Toți și avem încurcături, traume, exact. Bifurcații de biografie. Exact. Acum ați vorbit singur, am spus aproape jumătate din tot ce voiam, dar vreau ca Ileana să îl aducă la sfârșit și pe fratele dumneavoastră care ne-a urmărit aici. Noi l-am pomenit în discuție, acum e cazul să-l și cunoaștem. Vă mulțumesc pentru acest mic dejun. Am să vin în Utah să văd campusul, să văd și templul mormon. Vă așteptăm cu mare drag. Și să-i văd și pe copii. Bine ați venit, îmi pare bine, mă bucur. Vă mulțumim, a venit cu sticul. Deci vom avea imagini, da, cu certitudine. Mulțumim. Mulțumim prietenilor noștri care ne urmăresc cu fidelitate și cu dragoste, că vorbim de inteligența inimii. În fiecare sâmbătă la ora 10 pe TVR2, în fiecare duminică la ora 9 pe TVR3 și nu uitați să ne transmiteți gândurile voastre bune pe pagina noastră de Facebook. Mulțumim, România, dragilor! La mulți ani!